Fotbaliștii Clubului Sportiv Minaur au început antrenamentele pentru a doua parte a campionatului județean, competiție care se va relua în luna martie. La prima acțiune din acest an, în lotul echipei conduse de Dorin Toma, Cristian Bogdan și Marius Marian, au fost prezenți 18 jucători, din totalul de 20. Pentru a realiza obiectivul propus, promovarea în Liga a 3-a, Clubul Băimărean s-a întărit în această iarnă, realizând 5 transferuri. Este vorba despre portarul Eduard Iuhas, Ciprian Duruș de la Olimpia Satu Mare, Valer Giurgiu, jucător transferat de la Fotbal Comuna Recea, Ionuț Mureșan de la CS Fărcașa și, nu în ultimul rând, fotbalistul ucrainean Dan Vasil. Pe de altă parte, echipa băimăreană a renunțat la 3 jucători, Sergiu Chiorean, Leontin Mircea și Marius Gereben. Antrenorul principal al formației băimărene a stabilit programul de pregătire, antrenamentele urmând a fi efectuate pe plan local. Deocamdată au fost stabilite și 4 jocuri amicale, toate în deplasare, 3 dintre ele cu adversari din Liga a 3-a. Mâine, CS Minaur va merge la Cluj pentru un amical cu Sănătatea. O săptămână mai târziu, băimărenii vor juca cu Unirea Tășnad. În 10 februarie este stabilit al treilea amical cu Universitatea Cluj 2, iar pe 17 februarie va juca la Iclod cu Unirea Dej. Returul Ligii a 4-a din fotbalul maramureșan va debuta la jumătatea lunii martie. Băimărenii au încheiat neînvinși prima parte a campionatului, în care au înregistrat 9 victorii și un rezultat de egalitate. Minaur ocupă primul loc în Seria Sud cu 28 de puncte, 3 mai multe față de ocupanta locului 2, CS Fărcașa. Obiectivul propus de gruparea antrenată de Dorin Toma este promovarea în Liga a 3-a.